Mă numesc Scola Daniela Elena, am 8 ani, mă văd la școala gimnazială cu clasele 1-8, Mircești, Comuna Vânător, județul Vrancea. Sunt în clasa a doua, eleva doamnei Baciu Monica Corina și aș vrea să vă citesc din Cartea cu pădurea fermecată, cărțile lui Radu, editura Artor, de Emil Bluto. Capitolul 1. Cum au găsit pădurea fermecată? Au fost odată trei copii pe nume Geo, Bec și Freddy. Aceștia își petrecuseră toată viața la oraș, însă, având tatăl lor, primise o nouă zvorbă la țară, așa că trebuiau să se mute cu toți cât mai iute cu putință. Ce minunat trebuie să fie la țară, zise Geo. O să învăț totul despre animale și păsări. Iar eu voi culege câte flori îmi doresc, adăugă Bec. Iar eu voi avea o grădină doar pentru mine, spuse Freddy. Când sosi ziua mutării, toți copiii erau nemaipomeniți de încântați. O camionetă micuță se opri în fața porții și doi bărbați îi ajutară pe tatăl și mama lor să îngrămădească toate lucrurile înăuntru. Când nu mai aveai loc nici să arunci un ac în ea, camioneta o lua din loc. Copiii se îmbrăcară și își puseră căciulele pe cap, după care porniră împreună cu părinții lor la gară să prindă tren. Acum pornim la drum, se bucură Geo. La țară, la țară, scanda Bec. Poate o să vedem zâne pe acolo, spuse Freddy. Vă mulțumesc că m-ați ascultat.